stai că n-am înțeles-o pe asta. Ia mai explic mie o dată. Te rog să mă explici că nu am efect. Asta e bună, bă. Ia mai zi o dată. Hai să aștept să râdă. Hai, zi-mi. Păi, nu știu expresia. Asta e treabă, nu mă duc pe aici. Mai zi o dată exact. Dăm ciocănel, iară. 1, 2, 3 și... Am câștigat. 1, 2, 3 și... Deci acum noi doi. 1, 2, 3 și... Deci tu ești prima, al doilea și al treilea. Bun. Pot spune că ciorapii mei nu sunt burlaci, pentru că încă nu și-au găsit perechea. Ce fac doi bucătari care nu știu cum să-și împartă vesela? Să ceartă la cuțite. Doamne, că de proastă! Nu, asta e bună, asta nu e bună. Nu eu, e numai! Am ieșit cu câteva zile cu o tipă atât de proastă, încât mi-a zis că o căză pe scări și eu rămas un semn de naștere. Asta ce-am pus să le zic ca proști. Stai, chiar ți-o zis asta? Este așa mizerie în casă, că am găsit urme de pat sub gunoi. Asta e bun. Ce-ai, mă? Asta e bun, da. Grădină cu plante unde au voie doar masculii de mâță. Hă? Grădină botanică. Proastă-i grup. Acum câteva zile când am intrat pe urși mi-am dat seama că mi s-a făcut broasca pe care o aveam în buzunar pentru că avea pui. Deci eu plec cu broasca. Da, de ce îmi blam cu broască țestoasă? Nu, era broască de aia. Mi-a crescut păr pe corp și pe sâni. Pot spune că am sfârcuri afro. Cred că cel mai enervant job din lume e să fii vânzător de mici. Ba, pula, tot timpul ți-are muștarul. E bun. Știi ce îți răspund eu câine dacă îl întreb din ce-i făcută berea? Hamul mei. Ue, dar proaste mai sunt glumele astea, mi-i vin să plâng. Jocuri sexuale dai noi și după aia a jucat baba oarba. Întrebare existențială. Când te strigi la burtă, dai tu în diarie sau de diarie? Stai că n-am înțeles-o pe asta. Ia mai explic mie o dată. Te rog să mă explici că nu am efect. Asta e bună, bă. Ia mai zi o dată. Hai să aștept să râdă. Hai, zi-mi. Păi, nu știu expresia. Asta e prea bună, mă rog pe aici. O tipă la ginecolog. Haide, domnul doctor, spuneți-mi, supăr de ceva? Păi nu știu cum să spun. Si da, si nu. Asta e bună tare. Nu știu cum să spun. Si da, si nu. Da, e bună tare. Sunt atât de dezordonată că odată prietenul meu a vrut să ascundă niște bani și ca să nu-i găsesc, i-a pus oamenii în poșetă. Da, e bun. Ce i-a spus Adam Ievei când ea a vrut să cumpere niște frunze foarte scumpe? Nu avem baie de stimați. Cu asta. Da. Mai amuzant era ce am zis noi. Asta se lasă așa cu totul. Bă, mă bucur foarte mult că au apărut corturile astea cu Ponta, cu Dragnea, cu astea prin oraș. Chiar m-a plictisit să mă piși pe blocuri. No, da, 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 da. Așa. Cum se numește Timbu? Timbu! S-o bătă grav. Gata. Oprim aici, gata. Asta a fost. O știu, gata, Alice. Stai așa, lasă-mă, lăsați-mă bine, da? Era rândul meu, cum? Era cum se numește Tingăț? Tingăț? Nu mă cum zic Tingăț, mă, Tinder! Tinder! M-a uitat! Asta e o întrebare, cum se numește Tinder, Tinder? Asta e o întrebare! Da, cum se numește Tingăț? Nu mai știu! Tinder! Da! Mamă, dar fii atent că-i glumă. Cum se numește? Tinder, ți-am mai zis. Tinder? Pentru lesbience.
Dacă despre un agricultor se spune că mănâncă din pământ, ce să spune despre un ginecolog? Ați observat că Tinder și Kinder seamănă foarte mult, foarte bine așa cu ele? Și îmi pare și normal, de la amândouă poți să rămâi cu surprize. Bună asta. Da. Cum se numește când fuți o bucătăreasă în uniformă? Tragere la șorți. Bravo. De când cu cocaina în delta, păsările nu mai merg în stol, ci în trip. Eram ieșit cu un prieten jandarm la o bere. Tot timpul cât am stat la bere m-am beșit. El deranjat mi-a spus, bă, dar nu te oprești? Și eu am spus, n-a făcut te nimic, te spui cu gazarea. Nu te termin. Mi-am înțeles cum da. Am început să le de înainte. Ba da, mă, am înțeles-o. Bravo ție că te-ai băș. L-am văzut zilele trecute pe Cedric, conducea o morgă. Chiar m-am mirat. Cedric. Îmi răsfăț așa mult mâța, încât ca să nu depună efort ca să îngroape căcatul, i-am pus în litieră nisip mișcător. Ha, asta e bună. Ca să înghită tot. Asta e bună. Scac și un nisip. Dar mai bine dacă nu te mai explicai. Da. Era... Îți dai seama să fii... Mi-am dat seama că scriu cu adevărat urât, când am realizat că nu-mi înțeleg scrisul. De telefon. Asta e deșteaptă. Bă, cum faci ca iubita ta să nu-și mai mănânce degetele? Ia-o din mână și du-o într-o vacanță, băule. N-am înțeles ce mai înseamnă asta. Dar cum faci ca prietenul tău să nu-și mai roadă degetele? Iei șosete prosto. Asta înseamnă. Da. Niciun băiețaș de cartier nu o să devină medic. Pentru că... ăștia suntem tot timpul de gardă. Da! Asta e bun. Bă, da, la stand-up e amuzant, dar voi ați zis vreodată unui buzoian că e din Moldova? Hai, mai încearcă una. Dacă o să se legalizezi marihuana, atunci ar fi un lucru bun, pentru că până și bendeac la umor ară de pe buni. Aaaa. Da. Da, asta e bun. Da. Aproape că nu-mi pare că te-am lăsat să mai desună. Dacă te duci la manicură, bat, criță, înseamnă că ești pilit? Oh. Da. Deci ăsta e episodul, like, share, subscribe, toate alea. Ulea cum m-a luat, dar știi care e treaba? Dacă mănânci borș de legume... S-ar putea să aibă legătură. Știi, imediat te-a foame, mai într-o ori foame, îți vezi pe aici, mi-e foame!